a fost odată ca niciodată Constantin Noica, mare gânditor al secolului 20. Nu s-a gândit nimeni să deschidă un institut de înfrumusețare prin cele sufletești, fiindcă dinăuntru în afară vine frumusețea. Constantin Noica s-a născut la 12 iulie 1909 în comuna Vitănești, județul Teleorman. Face gimnaziul în București și liceul la Spiru Haret, unde l-are profesor pe Ion Barbu. Toți te învață, mai ales când ești tânăr, cum să reușești. Dar o virtute mult mai mare și, în orice caz, mult mai utilă decât tehnica de a reuși, e aceea de a ști ce să faci cu nereușitele. În 1928 intră la Facultatea de Filozofie și Litere din București, unde, timp de 3 ani, este studentul lui Nae Ionescu. După examenul de licență, atras de efervescența intelectuală generată de marele profesor, Constantin Noica intră în Societatea Culturală Criterior, unde va cunoaște mințile cele mai rafinate ale tinerilor intelectuali din acei ani. Crezul lor era că România doar prin cultură poate avea o voce distinctă și puternică în universalitate. Lumea nu poate fi lăsată cum este. E din cioburi, e spartă. Când știi că un om anumit s-ar potrivi unui loc anumit, când știi că o idee vie poate intra în compunere cu altă idee vie, nu mai poți fi liniștit până când nu creezi noua formă de echilibru. Al doilea război mondial îl găsește pe Dinu Noica la Berlin, unde predă filozofie în cadrul Institutului Româno-German și asistă la seminariile ținute de Martin Heidegger. Constantin Noica boicotează cu maximă conștiinciozitate toate transformările politice din țară. Nu îl interesează sub nicio formă viața partidelor și se refugiază complet în lumea ideilor. Asta nu înseamnă că bolșevicii instalați abuziv la putere după 1945 l-au lăsat în pace, sub nicio formă. Odată cu întoarcerea lui în țară, este persecutat și se impune domiciliu forțat la Câmpul Mușcel. Manuscrisele propuse pentru publicare sunt oprite și Noica este izolat pentru a nu mai putea participa la viața intelectuală a țării. Dacă există posibilitatea de împăcare cu lumea, ea nu se petrece pe planul conștiinței cunoscătoare. Iar dacă există o cale de desăvârșire în duh, ea se desfășoară pe alte trepte decât cele ale înțelegerii și minții. Pe 11 decembrie 1958, în urma unui proces spectacol care avea ca scop intimidarea întregii societăți și mai ales a intelectualilor, Constantin Noica este arestat împreună cu alte vârfuri ale culturii românești de atunci care scăpaseră de epurările anterioare. Constantin Noica este acuzat de uneltire împotriva ordinii de stat, răspândirea de manuscrise cu caracter dușmănos, precum și de faptul că a ascultat posturi de radio străine care aveau comentarii dușmănoase la adresa regimului. Primește o sentință ieșită din comun, 25 de ani de muncă silnică, confiscarea averii și degradare socială. Raporturile noastre cu lumea nu sunt de bunătate rațională, ci de milă, căci milă trebuie să arătăm celorlalte făpturi omenești, în timp ce sufletul omului nu are altă nădejde în altceva ceva să-l miluiască fără numai la mila lui Dumnezeu. În august 1964, Constantin Noica este eliberat din închisoare și se stabilește pentru o scurtă vreme în București, apoi la Păltiniș. În ciuda faptului că a fost persecutat și umilit de regimul comunist, Constantin Noica nu a renunțat nicio clipă la lucrarea sa cea mai importantă, aceea de a crea, de a scrie, de a lucra la înălțarea culturii românești, de a-i da contur, identitate și conținut. Noica mergea frecvent la autoritățile statului, încercând să-i convingă pe comuniști să publice volumele lui Mircea Eliade și să-l cheme pe acesta în țară pentru o serie de conferințe. Numai din muzică înveți ce este creșterea și devenirea. Sinfonia singură îți arată cum crește materia sunetelor către sens. Muzica te familiarizează cu acest haos al lui ceea ce nu este încă, pe care ai să-l regăsești mai târziu peste tot acolo unde este viață. În tine, dacă în tine e viață, în istorie, unde ți se pare că e prea mult. Dacă avem astăzi nevoie să ne familiarizăm cu materia, să înțelegem dezordinea, haosul, atunci spiritul muzicii ne poate da o cheie. Aparent singur, dar înconjurat de discipoli și oameni care încercau să absoarbă înțelepciunea marelui gânditor Dinu Noica, el face la Păltiniș o adevărată școală de tip socratic, neoficială, dar în care moneda forte erau ideile, încordarea intelectului și fertilizarea minților care căutau un reper în haosul axiologic al anilor 80. Ca orice mare spirit, Noica vorbea, se dăruia, învăța, ridica din ignoranță tineri gânditori, predându-le o ștafetă a culturii românești cu speranța că aceasta va fi salvată și readusă la condiția ei de mare spiritualitate europeană. Gândul școlii, al celei unde să nu se predea nimic, mă obsedează. Stări de spirit, asta trebuie dat altora, nu conținuturi, nu sfaturi, nu învățături. De aceea nici nu trebuie lecții. Chiar unui om care te întreabă, nu ai nevoie să-i dai lecții. O carte pe care o scoți din bibliotecă, un preludiu de Bach pe care îl pui seara în liniște sau un exemplu de seninătate intelectuală
sunt mult mai educative decât o lecție. Pe 4 decembrie 1987, discret și singur, Constantin Noica se stinge din viață și este înmormântat în curtea schitului Păltiniș. Am văzut ceva neașteptat. Un om milos care mulțumea cerșetorului pentru că îi primise dania. În fond, avea dreptate să o facă, fiindcă binefăcătorul există prin cel care primește. Cât de recunoscător trebuie să fie medicul bolnavului pe care l-a vindecat. Nu se știe cine dă și cine primește. Acesta a fost Constantin Noica, cel care, în ciuda tuturor persecuțiilor la care a fost supus, nu a renunțat nicio clipă să creeze pentru înălțarea culturii românești. Acum e rândul tău. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să o trimiți și prietenilor tăi. Și dacă vrei să descoperi și alte asemenea istorii, abonează-te la canalul nostru. Învață aripile să zboare. Red Nose Society.